rugăciune plecăm capetele. Tatăl nostru care locuiești în ceruri, în momentele acestea de seară, cu bucurie, cu plăcere și cu bunăvoință, ne-am adunat în locul acesta pentru a asculta cuvântul Tău. Doamne, Te rugăm din toată inima noastră ca Tu să prezidezi această seară și Duhul Tău cel Sfânt să fie acela care să insufle pe servul Tău cu cuvânt de sus și în felul acesta voia Ta să împlinească în viața fiecare dintre noi. Rămâi cu cei care n-au putut să aibă parte cu noi în această seară, din motive pe care Tu le cunoști, Doamne, să fii cu ei acolo, dacă sunt bolnavi sau din alte motive, binecuvântează și pe ei, așa cum Te rugăm să ne binecuvântezi și pe noi în seara aceasta. Rămâi mai departe cu noi și numele Tău de Tată să fie lăudat prin merite Domnului Iisus, de acum și până în veci. Amin. Bună seara și bine ați revenit la programul Poemul Iubirii. Pe parcursul ultimelor 4 conferințe, pastorul Cornel Dărvășan ne-a arătat implicațiile dragostei autentice în viața noastră, în viața creștinilor și în viața celor care nu sunt neapărat creștini. Am văzut cu toții cum este când, unde nu-i dragoste, muzica sună foarte dezacordat. Am văzut cum este când dragostea se laudă, când este plină de mândrie. Aseară am văzut cum este când dragostea se supără. Însă în seara aceasta vom vedea cum este când dragostea se bucură. Victor Hugo spunea că bucuria supremă a vieții constă în convingerea că suntem iubiți. Nu știu cât de mult a avut dreptate Victor, însă în seara aceasta vom vedea care este realitatea care se creează în momentul în care o persoană iubește cu adevărat și care este impactul acelei dragoste în fericirea persoanei propriu-zise. Dar înainte de a merge la subiectul serii acesteia, îl invit pe pastorul Cornel Dărvășan să vină aici pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră. Bună seara, vă salut cu drag și bine ați venit! Ne bucurăm pentru toți aceia care ne urmăresc prin internet sau prin televiziune. Dumnezeu să binecuvânteze. Cornel, prima întrebare este următoarea. Se poate ca dragostea să fie întreruptă de ură? Da, se poate ca dragostea să fie întreruptă de ură, însă aș vrea să fac o afirmație. Se pare că opusul dragostei nu este întotdeauna numai ura, poate să fie și indiferența. Și deși uneori ura se înțelege ca fiind o manifestare explozivă sau, știu eu, mocnită, dar perversă a sufletului, indiferența se percepe ca fiind doar o lecție. Însă și indiferența este o formă de ură. Așadar, de foarte multe ori dragostea poate fi întreruptă de ură, însă noi trebuie să veghem ca să nu se ajungă aici. Este cel mai trist lucru, îmi spunea bunicul meu, ca după ce doi tineri se iubesc, sunt cu ochii unul pentru celălalt, sunt unul al celuilalt, să se urască, să nu se mai suporte. La fel cred că este și cu viața de căsnicie, după ce fata asta, domnule, a dormit pe umărul tău, după ce băiatul ăsta ți-a fost soțul tău, să nu mai pot suferi este un lucru destul de dificil. De aceea să ne rugăm Dumnezeu să nu ajungem acolo. Iar dacă am ajuns acolo, trebuie să ne rugăm să avem putere să
nu urâm. Asta e întrebarea următoare. Dacă am ajuns acolo, se poate repara? Un lucru foarte interesant. Până la acest program, eu am știut că în 1 Corinteni 13 spune iartă totul. Ai știut? Din păcate nu scrie iartă totul. Scrie doar acoperă totul, să vedem data viitoare, suferă totul, dar nu zice iartă totul. În același timp, însă rugăciunea spune și ne iartă nouă precum iertăm și noi, deci totuși trebuie să iertăm. Când s-a infiltrat ura într-o relație, când nu mai poate suferi, auzeam de curând de un cuplu care de 20 de ani, cel puțin, sunt în dificultăți și stau așa de complezențe. Acum o să se ducă, amândoi stau în același apartament, ce să facă? Când nu mai pot suferi, trebuie să conștientizez în primul rând un lucru, și anume, acest sentiment îți face rău ție însuți. Nu celuilalt, ci pur și simplu, în ziua judecății, se vor prezenta înaintea Domnului niște oameni care vor zice, Doamne, noi n-am ucis pe nimeni. Și Domnul le va arăta cum cu pumnalul urii ei au rănit arterele lor și inima lor. De aceea, în primul rând, trebuie să conștientizezi că ție nu-ți face bine și trebuie să ai puterea, chiar dacă n-ai pentru el, măcar pentru tine să ai puterea să nu mai urăști. Și dacă nu vei putea face lucrul acesta singur, clar că e foarte greu să faci singur, trebuie să te rogi lui Dumnezeu să-ți liniștească cugetul. La Speranța TV este dat un serial al lui Dwight Nelson, Evidence se numește, și în acest serial am văzut oameni care aveau toate motivele să urască pe unii care le-au omorât copilul sau care au făcut ceva și totuși au renunțat la acest simțământ pentru ca pacea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu să le inunde ființa și să poată salva și pe cel care a fost un răufăcător. Așadar, sunt soluții. La Dumnezeu sunt soluții. Problema este că atunci când nu mai urăști, și chiar iertarea însăși nu înseamnă neapărat întotdeauna reabilitarea relației. Acesta este un aspect foarte important. Și tocmai aceasta este întrebarea a treia. Dacă s-a reparat, cum va arăta acum relația? Este posibil ca după ce nu mai urăști pe cineva și după ce ierți pe cineva, să nu mai ai putere ca acel om să-ți fie tot ce ți-a fost înainte. Dau un exemplu. Da? Să zicem că cineva te abuzează. Cineva din familie, foarte dragă. Dacă Dumnezeu îți dă puterea să-L ierți și să restabilești relația, ești un erou pentru Hristos și Dumnezeu să te binecuvânteze. Dar în momentul în care poți să nu-L urăști și poți să-L ierți, dar să-și vadă de drumul Lui, și asta este bine. În momentul în care cineva îți ia bărbatul, în prima instanță o urăști, da? Dar dacă stai și te gândești mai bine, până la urmă trebuie să o ierți și pe ea, și pe el. Problema nu este că de azi înainte va trebui să faceți concediile împreună. Adică trebuie să o iubești așa de tare încât să faceți concediile împreună, să vezi pe soțul tău, cum crește copiii altei și așa mai departe. Adică sunt aspecte de care Dumnezeu ține cont. Iertarea nu înseamnă întotdeauna reabilitarea relației. Acolo unde se poate, Dumnezeu și-ar dori și este de dorit ca reabilitarea relației să fie făcută. Însă sunt cazuri în care reabilitarea relației nu se mai poate. Ce recomand eu este că în contextul unei căsnicii, iertarea să se facă ca și când n-ar fi fost nimic înainte, atunci când nu este vorba despre un abuz. Dacă ți-a greșit cu ceva, știu eu, te-a supărat cumva sau așa, să nu zici niciodată, te iert, dar nu te uit. Nu, nu. Și reabilitarea să fie completă și din punct de vedere al relației. Uite, toată România a fost astăzi bulversată și probabil că mulți dintre noi să știți de faptul că o tânără interpretă de muzică ușoară cu care am crescut a murit și a pus capăt zilelor, se pare, după cele mai noi amănunte, deși au fost suspiciuni. Și am studiat puțin astăzi viața acestei tinere, Mădălina Manole. Mi-am dat seama că
Ea s-a despărțit de soțul ei într-un context în care el se pare că a înșelat-o și ea din ambiție a făcut acest lucru, dar a durut așa de mult faptul că a luat această decizie încât n-a putut să-și revină niciodată pe deplin, pentru că ea iubea. Dar știți cum zice lumea, dacă el te-a înșelat, dă-i papucii, fato, nu te lăsa, fi. Am cunoscut personal oameni care au fost trădați în dragoste și care din orgoliu n-au avut puterea să ierte, au dat afară persoana respectivă din viață și care s-au căit mult mai mult după aceea. Așadar, roagă-te lui Dumnezeu atunci când trebuie să iei o astfel de decizie și vei vedea care este planul lui pentru tine. Acum un pic pe tărâmul teologic, un frate ne scrie despre Domnul Hristos și Pavel și el face o analiză teologică aici, cum Domnul Hristos e un pic mai simplu în exprimarea lui teologică, Pavel e un pic mai complex. Și apoi întreabă, Pavel folosește expresia hrană tare. La ce se referă Pavel când spune hrană mai tare? Da, există anumite stadii ale creșterii spirituale, ale creșterii în credință. La un moment dat, noi, atunci când venim la Domnul Hristos, suntem hrăniți cu laptele duhovnicesc, cu hrană simplă, cu cuvinte frumoase, cu concepte foarte ușor de înțeles. Chiar și copiii pot înțelege Evanghelia. Însă, odată cu creșterea în Hristos, trebuie să pătrundem cu mintea și cu sufletul și cu viața în anumite domenii care nu mai sunt chiar învățăturile începătoare ale lumii, așa cum le numește el în Epistola către Evrei, ci trebuie să pătrungem în adâncimile cuvântului lui Dumnezeu. Programul acesta încearcă să fie relevant atât pentru cei care sunt la început, cât și pentru cei care sunt deja mai vechi în credință, pentru că toți avem nevoie de iubire. Dar asta înseamnă hrană tare. Niște concepte poate mai greu de înțeles. Spre exemplu, Pavel face la un moment dat afirmația căci eu prin lege am murit față de lege ca să trăiesc pentru Hristos. Deja încep să te gândești oarecum o fi asta. Dar cu răbdare, cu migală, cu interes profund și sincer, Dumnezeu ne va descoperi chiar și aceste lucruri în aparență greu de înțeles. În continuare, aceeași persoană ne prezintă o ilustrație a unei prințese, soția unui sultan, care când culege un trandafir se înțeapă în ghimbi. Și în loc să blesteme pentru că s-a înțepat, ea mulțumește lui Allah pentru spini. Iar întrebarea fratelui este, care sunt spinii în dragoste? Spinii în dragoste sunt asperitățile noastre, care uneori înțeapă, care uneori fac pe celălalt să sufere. Însă vreau să vă spun că deși noi nu-i căutăm, după ce te vindești de la înțeparea cu un spine, dragostea poate să fie și mai frumoasă decât era. Și Dumnezeu să ne ajute pe toți să trăim în felul acesta. Amin. Avem o cerere de rugăciune pentru o familie deosebită, se cere unirea la oaltă, sunt anonimi, aceste persoane sunt anonime. Însă Dumnezeu le cunoaște foarte bine și cred că ar putea să ne rugăm pentru toate familiile care sunt în dificultate. Dar imediat. Sigur, înainte de a ne ruga, vom asculta o piesă intitulată Iubire, împreună cu Tenzi Foray. Nu-n dar
plângeai și în viața grea mult te durea. El dragostea ți-o arăta. Păi vii să ne ridicăm pentru rugăciune împreună. Tatăl nostru bun, îți mulțumim pentru dragostea ta. Îți mulțumim că datorită dragostei și harului tău suntem adunați în locul acesta. Îți mulțumim pentru că în îndelunga ta îndurare cu noi ai îngăduit ca acest sfânt cuvânt al Tău să străbată veacurile și să ajungă până la noi. Te rugăm, deschide-L Tu înaintea ochilor noștri. Ajută-ne să înțelegem ce vrei să ne spui. Te rugăm, Doamne, pentru această familie care a cerut ajutorul, familie pe care Tu o cunoști, o familie aflată în dificultate. Te rugăm, Doamne, să dai Tu pace acolo, să dai Tu înțelegere, bună învoială. Dar te rugăm pentru toate familiile din fața locului și pentru toți cei care sunt într-o familie și văd aceste imagini. Doamne, cercetează pe fiecare cu Duhul Tău cel Sfânt și ajută-ne să renunțăm la mândria noastră, la egoismul nostru și să putem iubi. Îți mulțumim că ne vei călăuzi și în seara aceasta. De aceea te lăudăm în numele Domnului Hristos. Amin.
Când eram copil, una dintre bucuriile noastre era aceea de a ne uita în ziar să vedem ce film rulează la cinematograf. Numai că eu nu prea aveam voie să merg la cinematograf. Și într-un fel aveam așa o ciudă pe cei care povesteau tot felul de filme. Cu Piedone, cu Bruce Lee, cu știu eu ce mari actori. Într-o zi însă am avut și eu voie să merg la cinematograf pentru că era un film istoric pe care trebuia să-l știu. Și aveam argumentul că era în clasa 8-a pentru examen. Filmul se numea Neamul Șoimăreștilor. După romanul cu același titlu al lui Mihail Sadoveanu, Neamul Șoimăreștilor s-a dovedit a fi un film revelator pentru mine dintr-un anumit punct de vedere, și anume. Subiectul romanului cunoașteți poate mulți dintre dumneavoastră, dacă nu-l cunoașteți, vi-l veți aminti. Tudor Șoimaru este îndrăgostit de fica boierului Stroie Orheanu, care se numea Magda Orheanu. Tudor neștiind faptul că Stroie i-a omorât tatăl. Mi-a rămas în minte o scenă extraordinar de suavă și sensibilă în care Tudor împreună cu Magda stau întinși într-un covor de flori, bucurându-se unul în prezența celuilalt. Eram copil și mă gândeam oare când o să simt și eu vreodată bucuria când o persoană se apropie de inima mea și când o să fiu și eu dintre aceia care simt dragostea. Cuvântul lui Dumnezeu spune, fiice al Ierusalimului, nu stârniți dragostea până nu vine ea. Și e adevărat că noi oamenii vrem să depășim în viață anumite limite, anumite bariere și copiii, încă din fragedă de copilărie, vorbesc despre dragoste astăzi. De fapt, cuvântul acesta este destul de pervertit. Poți să spun, iubesc cartofi prăjiți sau iubesc pe mama sau iubesc copiii, cam așa se zice. E destul de pervertit cuvântul acesta. Însă visam momentul acela în care aveam să simt și eu fiori pentru ființa iubită. Să mă bucur fără să mă gândesc la ceva păcătos, pur și simplu de licărirea luminii din ochii ei. Alți aminte de aceste momente? Mai simțiți și acum, după ani de zile, lucrul acesta? Luminița aceea plină de farmec. Simțământul acela de atotputernicie care îți vine atunci când ești îndrăgostit și când vrei să răstorni lumea pentru ca să demonstrezi cât de mult iubești persoana iubită. Bucuria dragostei este un simțământ pe care l-am avut cu siguranță majoritatea dintre noi. Mi-ar plăcea să știu că l-am avut cu toții. Însă nu știu ce se întâmplă în ultima vreme cu oamenii, că îi văd tot mai triști, tot mai apăsați. Nu știu ce se întâmplă în ultima vreme cu familiile, că sunt foarte puține familii fericite. Și adâncindu-mi privirile în Sfânta Scriptură, am aflat ceva foarte interesant. În 1 Corinteni, capitolul 13, am ajuns la versetul 6. Spune cuvântul lui Dumnezeu că dragostea nu se bucură și se bucură. Nu se bucură de ceva și se bucură de altceva. Să citim. Pagina 1123, pasajul nostru principal. Dragostea nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Și când citesc aceste cuvinte, mi-aduc aminte de o profeție a Domnului Iisus Hristos care spunea că din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Și sunt foarte mulți oameni care nu mai pot să privească la adevăr ca să se bucure, ci privesc tot timpul la o lume nelegiuită, la o nelegiuire care se poate strecura poate și în viața lor. Și este adevărat că dragostea reală, dragostea adevărată nu se bucură în nelegiuire și de nelegiuire. Știți, mi-a părut foarte bine atunci când mi-am dat seama că binecuvântările dragostei cad doar în perimetrul legământului dragostei, care este căsătoria. Indiferent cât de frumos ar fi un gol, dacă ar fi dat din out, arbitrul nu-l validează. Pentru că binecuvântările cad în acest perimetru care uneori ți se pare îngust, ți se pare strâmt
dar el este un jurământ pe care l-am făcut înaintea lui Dumnezeu. Dragostea nu se poate bucura de nelegiuire, dragostea autentică. Acea dragoste care se poate bucura de nelegiuire, dați-mi voie să vă spun că nu este dragoste, este o patimă oarbă sau o pasiune, indiferent cât de mult ne-am dorit noi să se numească dragoste, pentru că Biblia spune că dragostea nu se poate bucura de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Există un miraj al păcatului, un miraj pe care l-am dezvoltat la un moment dat într-o ilustrație foarte interesantă, pe care am numit-o peștele din colivie. Ați văzut vreodată un pește în colivie? Nu. N-ați văzut, nu? Să vă spun ce se întâmplă. În fața acvariului în care se află tot felul de pietricele, ierburi, alge, în fața acestui acvariu în care peștișorul numit eu sau tu dăm așa cu nasul de pereți în fiecare clipă, în fața acvariului vine Satana și ne pune o colivie aurită. Și zice, mă, tu toată ziua dai cu nasul în pereții ăștia, ai legalității stăpânului. Ce-ar fi să faci un salt așa într-o zi, un salt extraordinar și țuști în colivie? Uite ce frumoasă, e din aur. Și îți mai pune așa la colivie două boxe prin care curge rock and roll. Și zice Satana, uite, dacă sari aici în colivie, începi să dai cu capul în toate punctele cardinale și faci așa, nord, nord, vest, sud, sud-est. Și mai mult decât atât, uite, în colivia asta din aur, primești așa niște oușoare de furnică, gata, făcute, gratis. Nu trebuie să faci decât atâta. Atâta trebuie să faci, nu mai trebuie să cauți după ele, printre pietre, printre frunze. Și ce face? Ce face cel care crede că este închis? Deși uită că cel mai fericit mediu pentru el este acela în care le-a creat Dumnezeu. Ce face peștișorul? Ascultă și face un avânt, două și pliosc din acvariu direct în colivie. Și atunci dintr-o dată începe să curgă rock and roll și alte piese și așa mai departe. El se bucură, se bucură, auziți? Se bucură, face cu capul în toate punctele cardinale. Iată că are o ușoară de furnică. Am o întrebare, se bucură sau nu se bucură? Peștișorul în colivia aurită. Să uite așa, vede frumos, priveliște, extraordinară. Cât timp se bucură? Care este răspunsul corect? Până îi vine să respire. Și atunci să-l vezi. Nu mai poate. De ce nu mai poate? Pentru că el a uitat ce scrie în 1 Corinteni, capitolul 13, unde zice, dragostea nu se bucură de nelegiuire. Nu se poate. Orice om al lui Dumnezeu care a primit pe Domnul Hristos, orice creștin adevărat, indiferent cât de atrăgătorii s-ar părea un context, el nu se poate bucura cu toată inima în nelegiuire și de nelegiuire. Nu se poate bucura. Și dacă are șansa ca Satana să nu-i fi închis colivia, clanț, de multe ori ți-o închide. Dacă are șansa ca Satana să nu-i fi închis colivia, are șansa să sară înapoi în acvariu. Și să zică, Doamne, bine că m-ai scăpat. Însă pe atât de mulți îi prinde în nelegiuire. Dar dragostea, dragul meu, nu se bucură în nelegiuire. Uneori, unii oameni nu înțeleg lucrul acesta. Să citim. Psalmul 137. Ascultați. Psalmul 137 este un psalm fenomenal care vorbește despre robia. Robia babiloniană. Știți, robia egipteană a fost foarte ușor de părăsit, era cu biciul călăului, era foarte mare presiune, îți doreai să ieși din robia aceasta. Însă robia babiloniană este o robie mai simplă, mai ușor de purtat. Dacă ești mecher, dacă ești deștept, poți să ajungi și prim-ministru ca Daniel în Babilon și nu-ți mai dorești să pleci acasă. Dar ascultați ce spune psalmistul. Psalmul 137. Pe malurile râurilor Babilonului ședeam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. De ce plângeau ei? De ce plângeau? Pentru că știau că ei sunt acolo în Babilon datorită nelegiuirii lor. De aceea plângeau, că nu te poți bucura în nelegiuire. Căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie, zicând, cântați-ne câteva din cântările Sionului. Poți să cânți cântările Sionului pe un pământ străin? Sau altă întrebare, noi cântăm aici cântările Sionului pe un pământ străin, dar ne putem noi bucura de cântările Sionului și dacă am ști că noi le cântăm doar pe un pământ străin, doar pe pământul acesta? Dacă ar zice cineva, auzi, nu o să fim întâlnit niciodată, dar cântă tu, Domnul, iubirea, nu e nicio problemă. Te putea bucura?
Dacă știi treaba asta, nu! Noi nu ne putem bucura în nelegiuire și de nelegiuire. Nu ne putem bucura. Noi țintim spre o lume în care nu va mai fi moarte, nu va mai fi lacrimi, nu vor mai fi păcate. Țintim spre această lume. Și ar spune psalmistul în continuare, dacă te voi uita, Ierusalime, și noi uităm foarte des Ierusalim, Ierusalimul nou, Ierusalim, dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea destoinicia ei, să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu voi face din Ierusalim, auziți, culmea, culmea bucuriei mele. Pământul acesta nelegiuit nu poate să satisfacă inima noastră. Dacă ar fi să reducem inima noastră într-un plan, probabil că ar avea o formă aproximativă de triunghi, cu mici modificări. Dacă ar fi ca lumea noastră să o reducem în plan, probabil că am face un cerc în lumea aceasta. Imaginați-vă faptul că niciodată un cerc nu poate să cuprindă triunghiul în toate laturile lui. Lumea aceasta nelegiuirii nu va putea satisface niciodată o inimă de copil al lui Dumnezeu care caută bucuria nu în nelegiuire, ci în altă parte. Este fascinant acest tablou al bucuriei nelegiuire pe care îl oferă Satana ca un miraj. Însă cuvântul lui Dumnezeu spune, să mai citim câteva texte, Psalmul capitolul 10, versetul 3, ascultați ce spune aceeași carte a psalmilor. Psalmul capitolul 10, versetul 3. Căci cel rău se fălește cu pofta lui, iar răpitorul batjocorește și ne socotește pe Domnul. Cel rău se fălește cu pofta lui. Dar noi nu suntem răi. Noi nu ne lăudăm cu nelegiuirile. Noi vrem să fim dintre aceia care nu ne bucurăm și nu ne putem bucura în nelegiuire, indiferent cât de mult ne-ar oferi această lume, indiferent cât de mult ne-ar duce cu zăhărelul diavolul. Pentru că știți, este foarte riscant să începi să te bucuri în nelegiuire. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată. În aceste prezentări, mulți oameni spun, domnule, ești un pic... pentru că vorbești despre niște lucruri atât de directe și atât de reale. Dar mă voi face vulnerabil și în seara aceasta, înaintea dumneavoastră. Și nu mi-e frică. Vi s-a întâmplat vreodată să păcătuiți? Și dacă păcătuiți astăzi, vă cereți iertare. Când păcătuiți mâine sau poi mâine, nu e așa că păcatul de odinioară nu e mai atât de grav? Nu vi s-a întâmplat treaba asta? Să vă gândiți, mă, dar poate totuși nu e chiar așa. Având în vedere contextul în care sunt, având în vedere dificultățile cu care mă confrunt eu, cu siguranță că Dumnezeu va înțelege, cu siguranță că Dumnezeu este... Vi s-a întâmplat? Deschideți Biblia împreună cu mine la un pasaj foarte lung pe care îl vom citi în seara aceasta. Roman, capitolul 1, pagina 1094. La versetul 18 înainte, mi se pare că citim dintr-un ziar, de pe prima pagină a unui ziar contemporan, deși aceste cuvinte au fost scrise numai cu 2000 de ani. Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, în sușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui. Se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au folit că sunt înțelepți și au nebunit. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să-și urmeze poftele inimilor lor, așa că ne cinstesc singur trupurile. Căci au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturi în locul Făcătorului care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patim scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase, le numește Biblia, și-au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Și Freddie Mercury și Rock Hudson și alții au primit la fel. Da,
fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor. Auziți aici, Dumnezeu a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obrașnici, trufași, lăudăroși, nescocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și auziți ce este cel mai grav. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși, ei nu numai că le fac, dar și găsești de buni pe cei ce le fac. Asta este tragedia unei lumi care se bucură în nelegiuire. Dar această lume care se bucură în nelegiuire și care consideră pe alții care fac așa la fel de buni ca și ei, această lume, această populație, să nu cumva să aveți impresia că iubește pe Dumnezeu. Nu iubește pe Dumnezeu. Am ținut anul trecut la Chicago un ciclu de evangelizare sub titlul Iubire sau păcat. Și vreau să vă spun că aceste două lucruri se exclud. În momentul în care noi păcătuim, de fapt, noi nu iubim pe Dumnezeu. Noi nu iubim, pentru că dacă l-am iubit în momentul acela, n-am păcătuit. Dar în momentul în care ai dat-o în bară, niciodată să nu te gândești că nu e atât de grav. Pentru că în momentul în care te-ai gândit că nu e atât de grav, acest lucru merge în sufletul tău, merge și mai departe și la un moment dat poți ajunge să te bucuri de nelegiuire și poți să ajungi să te depărtezi atât de mult de Dumnezeu încât să nu îl mai iubești pe Dumnezeu. Pentru că cine se bucură în nelegiuire, nu iubește. Pentru că dragostea nu se bucură de nelegiuire. Ci dragostea se bucură de ce? De adevăr. Mi-aduc aminte, când eram adolescent, cu câtă fervoare studiam Sfânta Scriptură și când descopeream ceva, ce mă bucuram, ce am descoperit. M-am bucurat. Atunci când am descoperit în Sfânta Scriptură ce spune Domnul Iisus Hristos despre sine însuși, în legătură cu poziția lui în fața Tatălui și când zice Sfânta Scriptură, el care era deopotrivă cu Dumnezeu și mi-am dat seama că Iisus este egal cu Dumnezeu, deși în statutul lui de om, el zice, Tatăl este mai mare decât mine. Și am putut să-mi explic într-un fel în mintea mea Trinitatea. Ah, cât de mult m-am bucurat că am descoperit ceva și am văzut pe alții care se bucură atunci când descoperă adevărul. Însă noi am ajuns într-un context în care aproape că nu ne mai bucură nimic. Vi s-a întâmplat? Indiferent cine predică, indiferent ce predică, indiferent ce adevăruri noi pare că descoperim, toate sunt vechi și nouă toate. Nu mai simțim acel freamăt, acea fervoare, acea bucurie, acea nerăbdare să ajungem în casa de rugăciune. Mi-aduc aminte, eram copil, mergeam la biserică în comuna Macea, județul Arad, cu vreo oră înainte să înceapă biserica, dragii mei. Cântam și eu la pian, mă pricepeam și eu, nu învăța nimeni, dar am început să mări și eu acolo. Să știu să cânt, asta a fost un ideal al meu, să știu să cânt la pian că nu știe nimeni în sală. Ca biserica să nu sufere că nu e cine cât la pian. Și am început să cânt la pian. Așa, așteptam să coboare soarele, așteptam să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Abia așteptam să vină întâlnirea cu Dumnezeu. Mă bucuram de adevăr. Mă bucuram de fiecare adevăr pe care... Cum suntem oare acum? Ne mai bucurăm noi așa de adevăr? Mai venim acasă entuziasmați și zicem, domnule, am auzit un mesaj din partea lui Dumnezeu. Extraordinar. Uite ce a zis omul ăsta. Uite ce a zis. Dar știți care este problema? Că noi am ajuns să ne întristăm atunci când auzim adevărul. Să ne supărăm pe adevăr. Facem ca acei ucenici care în momentul în care au auzit vorbele Domnului Hristos, cine mă mănâncă pe mine și cine bea sângele meu va avea viața veșnică. Oleo, ce au zis ucenicii? Vorbirea aceasta este prea de tot. Ei s-au supărat pe adevăr și au demonstrat că nu-L iubesc pe Hristos. Noi că suntem supărați pe adevăr. Suntem ca acea prințesă care a spart oglinda, știți de ce? Că oglinda i-a spus adevăr. Sau unii dintre noi am inventat o teorie. Cum că Iisus nu s-a bucurat și că Iisus nu a râs niciodată? Ați auzit de treaba asta? Mi-a zis o dată un coleg pastor, băi,
Vezi că scrie în Calea către Hristos că Iisus n-a zâmbit niciodată. Băi, zic, dacă scrie așa ceva în Calea către Hristos, mie nu-mi trebuie un astfel de mântuitor. Uai, cum vorbește așa? Zic așa. Și am căutat în Calea către Hristos. Știi ce spune? Cum iau unii niște chestii? Spune așa. Unii spun că Iisus n-a zâmbit niciodată. Dar lucrurile nu stau deloc așa. Mântuitorul a fost în centrul atenției copiilor. Mântuitorul s-a bucurat de fiecare boboc de floare. Mântuitorul s-a bucurat văzând păsările cerului. Ceva de genul acesta scrie. Da, într-adevăr, zice că Iisus n-a zâmbit niciodată. Dar zice exact pe dos. Pentru că în Sfânta Scriptură pe care o am eu, credința, dragi frați, dragostea se bucură. Te bucuri. Și ascultați. Luca. Evanghelia după Luca. Atât de frumos vorbește despre Domnul Iisus Hristos. 10 capitolul, versetul 21. În ceasul acela, Iisus s-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis: Tată, Doamne, al cerului și al pământului, te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă așa ai găsit cu cale tu. Iisus s-a bucurat. Pentru că dragostea se bucură. Unii zic, Doamne, nu s-a bucurat. Vezi că faci prea multe glume, mă, Dărvășan. Vezi că faci multe glume. Asta înseamnă că ești nespiritual. Mă, zic serios. De unde ai tras tu concluzia asta, mă? Că Iisus nu a spus glume. Auzi? Dar zic, când Iisus Hristos vine în fața oamenilor și spune, zice, tu care ai o grindă în ochiul tău, adică o bârnă, vrei să scoți paiul din ochiul fratelui tău, asta ce e, mă, zic? Ce e asta? Este o vorbire serioasă? Cam cum crezi că au reacționat oamenii când a spus Iisus, tu ești cu grinda după tine, vii cu grinda după tine și zici, lasă-mă să scot paiul din ochiul fratelui tău. Cum crezi că au reacționat oamenii aceia? Dar când Iisus Hristos este în centrul atenției copiilor și vin copiii la El și sar în brațele Lui și Iisus îi mângâie și ucenicii, bă, plecați de aici, hai. Și Iisus zice, mă, lăsați copilași să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerului este a unul ca ei. Crezi că Iisus, sau vreodată ați avut această experiență, a venit vreodată copiii la voi când aveați mutră acră? N-a venit niciodată niciun copil la mine, că mă strâng către unul săracul, imediat pleacă. Atunci când ești fericit, atunci când ești bucuros, atunci când profeția Vechiului Testament vorbește despre omul durerii și obișnuit cu suferința, spune prorocul Isaia, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea și a disprețuit rușinea. Da? Pentru bucuria aceea va vedea rodul muncii sufletului său, spune Isaia. Și se va? Se va ce? Se va bucura. Iisus este un Dumnezeu al bucuriei, dragilor. Noi am uitat să ne bucurăm. Am uitat. Am fost încorsetați de multe ori cu gândul că pocăința înseamnă o viață de cenușăreasă. Dom'le, să nu te îmbraci nici cum, decât așa, dacă ar fi ca în doliu. Să nu ai decât o față lungă. Să nu te bucuri. Dragilor, dragostea se bucură. Se bucură de adevăr, de descoperirile pe care are, se bucură de prezența celuilalt, se bucură. Asta este dragostea. Nu este ceva care stă, auzi, zice, nu te bucuri? Ba da. Ce e asta, frate? Ce e asta? Aș vrea să vorbesc în această ocazie despre două lucruri pe care le-am descoperit eu în calea bucuriei. Și poate că au legătură cu viața voastră. Dacă n-au legătură, dă mai departe. Dar dacă are legătură cu viața ta, te rog frumos să te îndrepți, că nu spun aceste lucruri doar ca să fie spuse în vânt. Este ocazia lui Dumnezeu pentru inima ta să schimbe ceva în mintea ta. Și mă rog lui Dumnezeu, că așa cum spune Sfântul Apostol Pavel în Roman capitolul 12, versetul 2, să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Și acest cuvânt în limba greacă este metamorfo, adică să te schimbe în esență în mintea ta și să vezi care este problema ta. Două probleme pe care le-ai identificat în viața celor care nu se bucură. Prima, spiritul de nemulțumire cronică. Zâmbești? Nu-i bine. Ești trist? Nu-i bine. Te îmbraci deschis? Nu-i bine. Te îmbraci închis? Ia nu-i bine. Auziți, 1 Timotei capitolul 6.
versetul 6, pagina 1168. Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Mulțumirea îți umple inima de bucurie. Cum a putut, mă gândesc de multe ori la mine și la anumite necazuri pe care le am și totdeauna mă gândesc și îmi trag două palme așa prin gând și zic că, Doamne, omul ăla acolo cu picioarele în butuci și cu fratele lui lângă el, ajungi la Filipii, ei mari misionari ai lumii s-au dus la Filipii să-i convertească pe ea de acolo, cu picioarele în butuci, în loc să țipe, să strige, să fie nemulțumiți, Doamne, noi suntem misionarii tăi, am ajuns aici, cu tare, ei zic, ce fac? Ce fac? Cântă, auzi, cântă. Ucenicii sunt băgați de pe de la închisoare, sunt bătuți cu nuiele, bine de tot, din cap până în picioare și ei pleacă, cum? Bucuroși că au fost învredniciți să fie bătuți pentru numele lui Hristos. Doamne, iartă-ne că suntem atât de ofticați și de nemulțumiți. În esență am ajuns nemulțumiți. Am ajuns să ne îmbolnăvim de nemulțumire. Era o soție nemulțumită tot timpul. Și, mă rog, de ziua lui i-a făcut cadou două cravate. Și săracul om, la prima ocazie festivă, și-a luat o cravată. Era soția lui. L-a văzut soția lui, s-a uitat la el și a zis, care e faza? Aia altă nu-ți place sau ce? Ce să fi făcut bietul om? Să fi le pus pe amândouă sau ce? Ce-i cu noi, dragilor? Ce-i cu noi? Nu ne putem bucura. Nu ne mai putem bucura. Nu știm ce să facem să găsim o chichiță acolo. Să... A doua problemă pe care o avem în legătură cu bucuria este ceea ce face un fariseu despre care Sfânta Scriptură spune că s-a dus într-o zi la templu să se roage. Și s-a uitat în sus și a zis, Dumnezeule, atât. După care și-a uitat repede în jos, s-a uitat în stânga și în dreapta și a zis, mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Nedrept. Care a fost greșeala fariseului? Care a fost greșeala fariseului? Comparația cu alții. În loc să se compare pe sine cu Dumnezeu, înaintea căruia era un păcătos, el se compara cu alții. Și de cele mai multe ori, a te compara cu alții îți răpește bucuria dragostei. Dragilor, mă gândesc de multe ori, dacă am fi trăit cu 100 de ani în urmă și am avea ceea ce avem acum și n-are nimeni, pe strada noastră, imaginați-vă, da? Sunteți în anul 1900, ce mașină conduci, frate Dăneață? Cum se numește mașina? Toyota. Toyota. Imaginați-vă că treci în 1900 și ai o Toyota din asta. Mamă, stai seama. Ai fi fost cel mai tare din parcare. Ai fi fost privilegiatul secolului, nu-i așa? Te-ai fi putut bucura, băi, nimeni n-are ca mine. Asta e problema noastră. Mă, n-ai văzut? Ei au făcut așa, ei au făcut așa, ei au făcut ce ai ceilalți. Uite ce a făcut soțul aia, uite ce a făcut. Fă și tu, dă-i, zgândă-l, pune-l, fă. Dragilor, prea mult ne comparăm cu alții. Aș vrea și eu să am ca și alții, ca și alții. Bineînțeles că vreau să avem ca și alții care au mai bine decât noi. Că atunci când ne uităm la filmul lista lui Schindler și vedem cât de important este viața unui om, sau când citim Imperul Morții de Oliver Lustig, când ne dăm seama cât de aproape este limita între viață și moarte și când vedem că un om ca și Oscar Schindler și-a scos un inel de pe dege și a zis, ah, dacă l-aș fi vândut pe ăsta, aș mai fi salvat încă câțiva evrei. Când ne gândim la toate aceste lucruri, ne se face inima cât un pulcher, zicem, să treacă repede, la noi nu se va mai întâmpla, la noi nu vor fi aceste condiții. Nu. Dragilor, vă invit să vă bucurați în adevăr. Vă invit să vă bucurați în familiile voastre, de copiii voștri, de sănătatea copiilor voștri. Vă invit să vă găsiți motive de bucurie și să spuneți Domnului, Doamne, Tu ai spus să ne bucurăm întotdeauna. Chiar și atunci când trecem prin voi mai întunecoase. Știți, Psalmul 23 spune ceva atât de frumos. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău căci ce? Căci Tu ești cu mine. Știți ce înseamnă asta?
Biblia nu zice, chiar dacă ar fi să umblu prin prăpastia umbrei morții, ci zice prin valea umbrei morții. Pentru că într-o prăpastie intri și nu mai ieși. Dar în momentul în care intri într-o vale, valea are o intrare și mai are ce? Mai are și o ieșire. Mai mult decât atât, noi nu va trebui niciodată să trecem prin valea morții, ci trecem prin valea umbrei morții. Ce ați vrea să treacă peste noi acum când ieșim afară din biserică? Umbra unui camion sau un camion? După cum umbra unei bâte nu te poate lovi și umbra unui câine nu te poate mușca, nici umbra morții nu te poate atinge. Chiar dacă este cineva dintre noi care găsește greu resurse să se bucure, aș vrea să-i spun, dragostea se bucură în adevăr. Poți să-ți găsești resurse de la acela care este bucuria desăvârșită, să te bucuri neîncetat, să știi că inima ta este conectată cu Dumnezeu, să știi că El îți cunoaște păsurile, El îți cunoaște inima, El îți cunoaște viața și totul este deschis înaintea ochilor Lui. M-am gândit să vă povestesc în această seară una dintre cele mai mari bucurii pe care le-am avut în viața mea. Era în data de 3 februarie anul 2002. Într-o duminică dimineața, soția mea îmi spune, dragă, zâmbind, cred că astăzi o să fie. Am dus-o la spital, am fost cu ea acolo, am sunat-o pe doamna doctor. Doamna doctor, au început durerile. A, zice, las-o acolo în sală, că vin eu. Doamna doctor, grăbiți-vă. S-a chinuit soția mea 8 luni și jumătate să-l țină. Acum să știți că îi va da drumul repede. A venit doamna doctor. Tu afară, zic eu, nu. Cum nu? Păi zic, la primul n-am fost în țară, că am fost aici la Loma Linda. Dar la al doilea, zic, trebuie să fiu. Nu o să leșini? Nu, zic, că stați în medical. O să vă fie bine cu mine înăuntru, credeți-mă. Bine, lasă să vină. Mi-a pus cască, mi-a pus bonetă. Și-a pus-o în sala de travaliu, la care soția țipă. Nu mai puneți acolo, puneți-vă direct pe masa de naștere. Pus-o pe masa de naștere, i-au pus prins o venă, i-au pus un medicament. Stăteam așa cu emoție, bătea inima în piept. Era prima naștere pe care aveam să o văd, prima și ultima, de fapt, nu mai am văzut de atunci, pentru că la al treilea nu m-a lăsat. Prima naștere pe care aveam să o văd în viața mea. Îmi tremura inima, îmi bătea inima, mă gândeam la tot felul de lucruri, dacă o să ia, dacă o să fie cu cordonul în jurul gâtului, dacă o să iasă, așa, dacă o să fie. Deja începeam să transpir, să-mi urce tensiunea. Oare cum o să fie? În momentul în care a venit copilul, am văzut căpușorul, am văzut o expulzare, a ieșit, a început să plângă, eu eram așa ca teleghidat și plângea și făcea, îi trebuia în barba că era frig. Și după 2 secunde s-a oprit, n-a mai plâns. În momentul acela am simțit că smulg masa de naștere de acolo și sar pe o asistentă de acolo care nu știa ce să-i facă, nu mai plângea, nu mai să necase copilul. O asistentă bătrână care din întâmplare era prin preajmă, a luat un aspirator, i-a băgat în gât, aspira secrețele și iar a început să țipe copilul. Și când am auzit că începe să țipe, am fost fericit. L-a luat, l-a spălat puțin, a pus-o puțin în brațele mamei, mama a pupat-o și ea este Emma Mălina. Cum ai putea uita un astfel de moment? Cum ai putea uita să te bucuri atunci când Dumnezeu îți oferă astfel de momente? Dragul meu, dragostea nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Mă rog Domnului ca fiecare dintre noi să avem ascuțită conștiință atunci când este vorba despre nelegiuire și să nu ne putem bucura așa cum ne-am dorit poate uneori în nelegiuire, ci să ne bucurăm în adevăr, că pentru asta am fost creați. Pentru slava numelui Său și mântuirea noastră îmi doresc aceasta. Amin. Amin. Te invit să ne rugăm așa cum stăm.
Tatăl nostru bun, îți mulțumim din inimă pentru faptul că bucuria ta este așezată în această seară în dreptul inimilor noastre și te rugăm, ajută-ne să primim această bucurie. Doamne, îți mulțumim că bucuria este un dar al Duhului Sfânt și Tu ești gata să torni peste noi, peste inimile întristate, peste inimile suferinde, peste orice inimă care acum este părtaș la acest program. Te rugăm să torni bucuria Ta, Doamne, mângâierea Ta, pacea Ta, atât de prețioasă, atât de minunată. Doamne, și atunci când ne este greu, ajută-ne să ne gândim la lucrurile frumoase din viețile noastre, la motivele de bucurie pe care le avem. Ajută-ne să nu mai fim atât de nemulțumiți, ajută-ne să nu ne mai comparăm atât de mulți cu alții. Ajută-ne să deschidem inima și să primim dragostea Ta care aduce bucuria, pentru că dragostea se bucură. Rămâi cu noi, Doamne. Rămâi cu noi și noiește inimile și mințile noastre prin mesajul acestei serii. În numele Domnului Hristos. Amin. Aș avea un cuvânt de mulțumire pentru toți aceia care ne-au scris întrebări și pentru toți aceia care ne-au scris întrebări pe e-mail. Vă recomand să ne scrieți cuvintele noastre de dezapreciere, cuvintele noastre de apreciere sau întrebările dumneavoastră la adresa poemulubirii@gmail.com, poemulubirii@gmail.com. Cei dintre noastre care aveți bilețele în biserică, puteți să adresați întrebări sau să puneți cereri de rugăciune. Până atunci o să încerc să cânt ceva la chitară. Asta poți să-l iei, că nu mi-l trebuie. Această piesă este compusă de bunicul meu și al Denisei, care este aici. Este o piesă care a fost scrisă probabil într-o mare deznădejde. Dar mi-a luminat copilăria, tinerețea și sper să vă placă și dumneavoastră. Atunci pe Domnul de îl voi chema, va răsări lumina ta. El e lumina, pe El să-l chem. El e scăpare în orice vrem. Străjer în noapte vei fi pus și nu mai ai nicio speranță, că dimineața iar se va ivi, va răsări lumina ta. El e lumina, pe El să-l chem. El e scăpat în orice vrem. El e lumina, pe El să-l chem. El e scăpare în orice vrem. El e lumina, pe El să-l chem. El e scăpare în orice vrem. El e lumina, pe El să-l chem. El e scăpare în orice vrem.
Dragostea nu se bucură de nelegiuire, ci de adevăr. Speranța este una dintre sclipirile de realitate din noi, din sufletul nostru, care ne leagă de realități viitoare, fie ele închipuite sau adevărate. Însă ce este dincolo de speranță? Mâine seară vom afla răspunsul la această întrebare. Ce este dincolo de speranță? Până atunci însă vă așteptăm răspunsurile, întrebările, comentariile dumneavoastră la adresa de e-mail poemulubirii@gmail.com, poemulubirii@gmail.com. Și până atunci nu uitați să trăim și să ne iubim unii pe alții, așa cum ne-a iubit El. Amin.